La Borști pește, prima dată puneau apa, să dea în clocăt, ceapa, să dea în clocăt. Nu puneai tot deodată, de aia pierde gustul. Dacă aveai roșie, puneai ardei vara cum este, puneai un, doi cartofi pus și la urmă pește. Deci la urmă puneai întâi oțet, că peștele fără oțet nu se făceau. Și puneai oțet și după aceea pește, ca să nu se răsfierbă așa tare. Și dădeai peștele mai repede, fierbea, dădeai vreo câteva clocăte și scăteai, da? Aveam pește destul, Balta avea pește. Și mâncam la pește mult. Ce pește puneați în ciorbă? De care aveam. Mai mult știu că era crap, era din ăștia albitură din aia mai mare, platica, din ăștia mai mult. Și dacă se prindea și șalău, și un șalău, dar mai multe speții, că atunci mai bun iese. Dacă pui numai un singur, iese, dar nu așa cu mult gust, cum se spun. Trebuia mai multe. Și la ciorbă puneați tot peștele sau îl porționați să mai faceți și alte mâncăruri din ea? Nu, care pește de ciorbă, era pește de ciorbă. Cu totul? Cu totul. Și noi, cum eram, scoteam întâi pește, mâncam și după aceea ciorba, ce ne mai priea, dar pește întâi.